Administrația locală din Crasna se poate mândri cu realizarea de parcuri, spații verzi și locuri de joacă pentru copii. Primarul Pop Emeric ne-a declarat că în localitatea Crasna există spații verzi unde populația se poate recrea. În parc au fost amenajate bănci, măsuțe și coșuri de gunoi pentru ca ambalajele și hârtiile să nu fie aruncate la întâmplare. Copiii, împreună cu părinții sau bunicii, se pot relaxa în trei locuri de joacă care sunt dotate cu mobilier specific. De asemenea, există și fântâni arteziene care îmbunătățesc aspectul comunei. Chiar dacă a trecut un an de când au fost înființate, parcurile sunt întreținute. În schimb, în Zalău, oamenii nu sunt la fel de mulțumiți de spațiile de joacă sau de fântânile arteziene lăsate în paragină. Majoritatea parcurilor din municipiu sunt distruse și neîntreținute. Singurul loc în care copiii se mai pot juca este pădurea parc, susțin părinții dezamăgiți de această situație. Conform celor afirmate de Pop Emeric, primarul localității Crasna, încă trei parcuri urmează să fie înființate în localitatea Marin, Ratin și Huseni. Când au fost aceste parcuri înființate? Aceste parcuri au fost înființate în anul 2010 printr-un program național pe fonduri de mediu, unde 80% din fonduri au fost asigurate de către fondul de mediu și 80% din fonduri proprii ale Comunei Crasna. Deci fondurile ați primit de la stat? O parte, deci 80% din fondul de mediu, prin Ministerul Mediului și Apelor și 20% din contribuție proprie. Și pe lângă parcuri, ce ați mai înființat? Deci pe lângă parcuri, noi am mai înființat trei parcuri de joacă pentru copii. Am plasat în zona spitalului, în zona blocurilor și una în curtea grădiniței cu program normal din Crasna. Urmând să se mai înființeze încă în trei parcuri de joacă, una în localitatea Marin, una în localitatea Ratin și una în localitatea Huseni.